Ivan Arcașul și Prințesa. Ivan era un arcaș atât de iscusit că țarul îi încredința lui cele mai complicate îndatoriri de luptă. Drept răsplată, îl avansa de fiecare dată în grad, așa că Ivan, cu toate că era foarte tânăr, ajunse deja general. Într-una din zile veniră la țar ceilalți generali care îi strecurară în suflet îndoiala că Ivan nu îi este atât de loial pe cât se arată și că, de fapt, acesta uneltește împotriva lui vrând să îi ia locul. Așa că țarul îl chemă la el pe Ivan și îl însărcină cu o nouă misiune, cu gândul de a scăpa de el. Generale Ivan, am pentru tine o sarcină importantă. Tu va trebui să mergi ca sol din partea mea și să o convingi pe prințesa Vasilisa să-mi devină soție. Dar dacă răspunsul ei va fi un refuz, va trebui să o răpești și să o aduci împotriva voinței ei. Ivan porni la drum, dar știa prea bine că era o situație fără ieșire. Auzise de prințesa Vasilisa și de faptul că cine o cerea de soție era supus unei probe. Până acum nu trecuse nimeni de proba dată, iar prințesa cu siguranță că nu va accepta ca altcineva să dea proba în locul pretendentului la mâna ei. Iar de răpire nu putea fi vorba. Prințesa era bine păzită, dar nici de întors fără prințesă nu se putea întoarce. Ce va fi, se gândi Ivan. Am să încerc totuși să o conving. Ajuns în fața prințesei, îi spuse din partea cui vine și cu ce gânduri. Dar prințesa spuse: ai auzit până acum de mine, deci știi că așa ceva nu e posibil. Dar dacă vrei, poți să-ți încerci norocul și să lupți pentru a-ți fi soție. Ivan acceptă provocarea și ieși învingător. Se căsători cu prințesa și au trăit fericiți.